Pe 1 iunie pe litoral se dă startul la marea distracție. Începe mini-vacanța de Rusalii, așteptată cu nerăbdare atât de hotelierii care vor să-și mai rotunjească profiturile după vacanța de 1 mai, dar mai ales turiști. La terase, patronii dau zor să termine treaba, iar în baruri, stocurile au fost deja făcute. Berea și vinul sunt deja puse la gheață. Bere, bineînțeles, berea pe primul loc, al doilea în vinul și tăria, ne pregătim de Rusalii. Ați făcut stocul? Bineînțeles, cum să nu? Facem stocul, cum să nu? În miercuri așteptăm încă vreo 30 de navete și vreo 15 butoaie de bere la 50 de litri. Hotelierii sunt și ei pregătiți să își întâmpine turiștii. Tarifele pornesc de la 120 de lei pe noapte camera la un hotel fără pretenții, însă pot ajunge și la 200 de euro pe noapte la un hotel de 4 stele. Unele unități au lansat chiar pachete promoționale de tipul plătești 3 și stai 4, ori sejururi de 3 nopți în care sunt incluse și accesul la spa, ori terapii de relaxare personalizate. Avem uh, programe de entertainment atât pentru copii, cât și pentru adulți în fiecare seară. Uh, ca și grad de ocupare este 100% în momentul să nu mai avem camere. Atmosfera se anunță incendiară și mai toate cluburile au pregătit petreceri nocturne. În Mamaia Nord vom avea și un festival de muzică electronică, la care s-au anunțat mai bine de 9000 de turiști. Mulți artiști internaționali, dar și români, printre care se numără Ribut, Yoko și Sab. Anul acesta ne așteptăm undeva în medie la 3000 jumătate de turiști pe zi. Avem deja ocazia să repetăm mini-maxi vacanța de la 1 mai, acum de 1 iunie. Așteptăm peste 50.000 de turiști pe tot litoralul. Desigur, Mamaia și Vama Veche, destinațiile cele mai solicitate, dar trebuie să vă spun că și Eforie și Venus. Stau deja foarte bine la rezervări. 50.000 de turiști sunt așteptați să sosească pe litoral în această perioadă, iar Mamaia și Vama Veche vor fi din nou reginele distracției.